No, bun, salutare lume. Hai că tot v-am întrebat atunci pe Insta să văd ce tutorial ați vrea și văd că 70% ați zis că vreți tutorial de Blender. Bun, hai să ne apucăm de treabă. Păi, cred că o să fac un tutorial de asta, așa o ciorbă de tutorial în care o să încerc să vă arăt cât mai mult într-un mod cât mai simplu. Și m-am gândit să facem ceva de... am pus pe background, așa e. Și m-am gândit să facem ceva de genul... cer... ăsta. Am gândit simpluț, pentru primul tutorial e numai bun. Na bine. Hai să ne apucăm de treabă. Bun. Deci cum începem să construim un Blender, pentru că de la prima vedere n-avem nimic aici, dar nici aici, știu, așa am rămas și eu. Cum, doamne, să construiești ceva dacă n-ai din ce construi? În fine, deci apăsăm Shift A și ne intră în meniul ăsta de Add. Din meniul ăsta putem să selectăm orice vrem să facem, curve-uri, surface-uri, metabol-uri, în fine, nu ne trebuie acum doar un plane. Deci dăm click pe plane-ul ăsta, ne uităm la poza de referință, eu cred că suprafața dă a pătrat, deci trebuie să fie ceva pătrat. Bun, hai să-i dăm un pic de extrude, adică hai să o mărim un pic, doar simplu apăsăm S și bun. Bun, e bun, numai cât să puștea chestia aia, bun. Acum, hai să edităm suprafața asta. Apăsăm Tab și dacă am apăsat Tab, ne-au apărut vertexurile astea. Bun, cu tasta 1 putem selecta vertexurile, cu tasta 2 edge-urile și cu tasta 3 numai suprafețe. Astea o să ne ajute pe mai târziu, o să vedeți așa, în fine. Deci dăm click pe 3. Și acum mai dăm extrude. Cum dăm extrude? Simplu, am zis extrude? Bruh. Și înainte, așa. Înainte am vrut să zic scale. Deci scale facem cu S. Extrude facem cu E. Bun, hai să-i dăm grosimea aia. Ceva de genul. Pare ceva de genul, așa. Yeah. Ok. Eu cred că pare ceva de genul. Mi-a intrat în stream summary de la Twitch. O să vă las în descriere canalul de Twitch dacă vreți, dați like. Mulțumesc. Bun. Ce mai putem face de aici? Cred că putem construi și picioarele, nu cred că ne afectează cu ceva. Dacă apăsăm control. Bun, eu zic apăs Vă zic vă să apăsați Ctrl-R și apăs Shift-R. Deci dacă apăsăm Ctrl-R, ne face un loop cut. Dacă apăsăm click, noi putem controla loop cut-ul ăsta în ce zonă îl vrem. Deci nu contează. În fine, dar dacă vrem să facem ceva de genul, cu Ctrl-Z dăm undo. Dacă facem din nou un loop cut, din nou cu Ctrl-R, dacă dăm scroll în sus cu mouse-ul, ne pune mai multe, sau dacă doriți să fiți mai specifici, apăsați Ctrl-R și doar tastați câte rupcaturi vreți, de exemplu 12, ceva de genul. Și atunci pe alea 12 vi le puteți pune în funcție de ce edge vreți să tăiați. În fine, lăsăm pe 12, facem de capul nostru. O manevră ce am mai putea face... Hai să o facem acum până nu-i prea târziu. Apăsăm Tab. După ce am apăsat Tab, venim în view-ul ăsta de sus. Bun. Apăsăm Tab iară. Selectăm tot. Apăsăm cu A. Dacă apăsăm A, se selectează automat tot. Deci cu A, dacă suntem în Edit Mode. Edit Mode-ul ăsta, cum v-am zis, să acceptăm cu Tab. Dacă apăsăm Tab. Dacă apăsăm A, ne selectează tot, deci nu mai trebuie să selectăm noi tot sau ceva de genul. Apăsăm A și ne selectează el tot. Dacă apăsăm G, cu G ne mișcăm obiectul stânga-dreapta unde vrem. Da, eu vă recomand foarte mult să folosiți tastele X, Y și Z-ul. Pentru că
nu, le mutați până la urmă mult mai, în direcții mult mai clare. Adică da, axele X, Y și Z. În fine, deci nu ne trebuie acum axa X. O mutăm un pic mai încoace și asta facem numai pentru o simplu fapt să nu lucrăm de două ori. Deci venim aici, la modifier, pe cheia asta franceză. Și la modifier apăsăm mirror. Și ar trebui să ne facă o chestie de genul. Și foarte important la mirror să apăsăm clipping-ul. Pentru că dacă apăsăm clipping-ul o să se întâmple următoarea chestie. Pac. Deci e ceva de genul. Și dacă scoatem clipping-ul nu o să ne iasă un obiect perfect simetric. Și noi vrem ca scaunul nostru să fie unul simetric. Pentru că omul când o să se așeze în scaun nu vrem să-i facem scolioz, așa-i? Bun. Acum Ctrl R pentru loop cut. Și hai să încercăm așa măcar ochiometric să formăm un pătrat pentru a crea picioarele. Deci ceva de genul. Hai să vedem. Bun. Am creat loop cut-urile, cum am zis, cu Ctrl R și după aia le mutați unde vreți. Acum apăsăm pe 3. Selectăm edge-ul ăsta de aici, suprafața asta pe care am creat acum. Și hai să îi dăm extrude E și apăsăm tasta Z să ne ducă direct în jos. Și cam ceva de genul, par așa-i? E. Numai că alea văd că sunt un pic mai tocite la vârf. Deci suprafața asta e perfect dreaptă, suprafața asta de aici. Asta e perfect dreaptă așa, în jos, și asta vine un pic înclinată. Bun. Cum facem acum chestia aia? Cea mai simplă metodă ar fi de a apăsa tasta 2, să selectăm numai edge-uri, apăsăm pe edge-ul ăsta de aici și cu G și cred că Y o aducem un pic mai încoace, ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Hai că arată de ce. Bun. Acum, cum facem chestia asta din mijloc? Șezut în sine. Blenderul ăsta nou, de fapt și alea mai vechi aveau, cred că funcția asta. Numai că aici e un pic de lucru. În sensul că dacă apăsăm Tab și apăsăm Ctrl 5, o să ne facă un modifier de subdivision. Adică o să fac tot corpul ăsta să fie mult mai smooth. Deci, ce facem de aici? Pentru că o să nu seamănă deloc cu scaunul ăla sau cu ce am făcut înainte. Intrăm iarăși în Edit Mode, apăsăm Tab și acum apăsăm 2, cât să selectăm doar edge-urile. Bun, acum vă arăt un mic life hack să nu stați să selectați numai edge-urile astea. Acum, pe scurt să vă explic, o să facem o chestie numită bevel. Adică o să rotunjim și mai tare colțurile astea. O să vedeți. Bun, acum să nu tot selectați fiecare edge așa pe rând. Blender are o funcție super faină și easy peasy de folosită. Apăsăm Shift Alt. Deci selectăm, de exemplu, edge-ul ăsta. Și dacă apăs Shift Alt, el ar trebui să-mi selecteze cea mai scurtă rută la edge-ul pe care vreau. Ăsta nu știu eu ce o sări peste. În fine. Și facem la fel și aici. Bun, aici lăsăm, deoarece aici ne vine piciorul în jos. Selectăm și edge-ul ăsta. Deci, practic, acum ne gândim doar ce suprafețe, unde dorim să avem unghiuri de 90 de grade, ceva de genul. Unghiuri de alea mai smooth, de 90 de grade. Și la asta de aici, și la asta de aici. Și mi-ar trebui și acolo, dar nu știu dacă văd prea bine. Hai că scoatem un pic subdivision-ul. Să putem selecta edge-urile astea. Și ăsta. Bun. Deci, practic, acum am selectat numai edge-urile alea de pe marginea marginei. Să ne fie selectate. Acum, dacă apăsăm iarăși Ctrl 5
și intrăm iarăși înapoi în edit mode, o să ne rămână salvate gen, o să ne rămână salvată selecția. Și acum dacă apăsăm Ctrl-B, Ctrl-B ne deschide funcția de bevel. O să, opa, prea mult, foarte finuț. Ceva de genul, nu știu de ce îmi face chestia asta aici. Acum, bă, dar nu arată rău nici așa. Nu-mi vine, las așa. Nu las așa, nu mă lasă sufletul să las așa. Da, tutorialul ăsta nu o să-l evitez foarte mult, numai pentru simplu fapt să vedeți că și eu greșesc, nici mie nu iese din prima perfect. Dar am să încerc să vă arăt workflow-ul meu, adică nu. Cât știu și eu pe scurt. Nu pot să vă arăt mai mult decât știu. Bun, hai să ne ocupăm măcar cu chestia asta. Hai să selectăm edge-urile astea. Edge-uri, de ca să zic deja. Suprafețe. Bun, așa. Și selectăm și... Nu. Deci facem exact ce am făcut mai înainte. Nu ne grăbim, nu încercăm să simplificăm nimic. Bun, selectăm astea. Și picioarele o să le facem separatul ulterior. Bun, și acum dacă apăsăm Ctrl-B, funcția de bevel, ți-ar trebui să avem un șezut așa frumușel de felul lui. În fine, acum hai să facem chestia acolo, care bănuiesc că e nu știu. În fine, Tab, Ctrl-R, să facem niște loop cut-uri. Hai le mărim la... Ne ajung două. La fel și în partea asta. Mi-a făcut 3. Ok. Și acum De fapt, hai să mai facem una și pe aici, că nu strică. Bun. Și cred că putem face o manevră ceva de genul. Apăsăm tasta 1 să ne iasă vertexurile. Și să vedem. Cu capa, dacă apăsăm, facem cut. Unul aici, unul aici și enter. Să vedem ce ne iese. Și acum, fiind apăsat deja tasta 1, selectăm un vertex. Cu G, Z îl aducem mai jos. La fel și pe asta un pic puț. Și ar trebui să avem ceva similar, nu știu, până nu-i dau un material să văd ce și cum. În fine, aceeași poveste acum. Hai să facem picioarele astea din față. Shift A, Mesh, Plane și avem, opa, avem ceva de genul ăsta. Bun, îl ducem aici, eu cred că putem să-l facem mult mai micuț. Aproximativ, ceva de genul. Hai, îl aducem chiar un picuț mai jos. Apăsăm Tab și îi dăm simplu Extrude. Cam ceva de genul, hai să fie ceva de genul. Și iarăși selectăm edge-ul ăsta și îl aducem un pic mai în față cu G, Y. Și edge-ul selectăm cu tasta 2. Bun, acum și ăsta să aibă niște colțuri așa mult mai finuțe. O să facem același lucru, dar prima oară hai să-i dăm click dreapta, set origin și 3 de cursor, pentru că originul l-am dus de la bun început cu el. Bun, hai să-i dăm iarăși un mirror și un modifier, control 5. Bun, dar de ce ne iese așa? Pentru că trebuie să selectăm iarăși tot, apăsăm tasta 2 pentru că ne interesează numai edge-urile. Apăsăm pe A și dăm control B. Bun, ceva de genul. Ne mulțumim cu ce avem. Hai că pentru dragul tutorialului ăsta ne mulțumim cu ce avem. Chit că puteam să-l facem un pic mai frumos. Aia e.
Bun. Hai să facem picioarele din spate. Deci același lucru. Venim în view ăsta de sus. Shift A. Lane. Apăsăm Tab. Apăsăm Tab de la bun început să știm un lucru. Cu G o aducem un pic mai încoace. Facem chiar un picuț mai micuță. Add modifier. Mirror. Acum nu neapărat ne trebuie clipping, pentru că oricum aceste două corpuri nu o să se intersecteze, deci nu e niciun motiv să folosim clipping-ul. Bun. GZ. Da, o să auziți foarte des limbajul ăsta de la mine. GZ, GY, G. Vai de capul meu. Da, așa m-am obișnuit eu cu Blender-ul. Bun. Văd că picioarele astea sunt un pic mai înclinate. Și vin chiar pe lateral. Deci picioarele astea o să vină undeva pe aici. Doar cred că trebuie să le fac chiar mai micuțe. Și poate chiar un pic mai alungite. Nu știu, nu sunt sigur. În fine. Hai să le rotim de pe acum. Cum dăm rotate? Și pe ce axă dăm rotate? Deci rotate facem foarte simplu. După ce avem selectat corpul pe care vrem să-i dăm rotate, apăsăm R. Numai că dacă apăsăm R așa simpluț, o să ne învârtă în ce parte vrea ea. Sau el. Și Blender. În fine. Dacă apăsăm X, o să ne învârtă pe axa X. Și hai să-i dăm o înclinație chiar de asta foarte, foarte micuță, ceva de genul. Și acum putem să apăsăm Extrude. Bun. Hai să și vedem ce facem. Venim din view-ul ăsta. Și iarăși cu Extrude. Hai până aici. Să dăm și un Rotate micuț. Cât să... Așa. Mamă, dar oricum am făcut picioarele astea prea groase. În fine, hai că le facem un pic mai subțiri. Am selectat suprafața asta cu 3 și după aia cu G și X. O aduc un picuț mai... Așa. Bun. Și continuăm. Așa. E. Și venim ceva de genul până aici. Cred că e mai mult decât de ajuns. Și poate chiar un pic mai... Așa. Știu, e cam extrem, dar... Sau, hai să mă modificăm. O lăsăm așa. O lăsăm așa de dragul designului. Așa o ieși din fabrică. N-avem ce face. Bun. Iarăși, Ctrl 5. Am apăsat Ctrl 5. Tab. Intrăm în Edit Mode. Opa. Și ne selectăm doar edge-urile de care avem nevoie. Deci avem nevoie de edge-urile astea de aici, astea două, astea de fapt, astea de jos. Și cele din lateral. Selectate toate. Yeah. Bun, iarăși bevel, Ctrl B. Și ne iese o... Este ceva de genul. Cum am văzut, capătul ăla de acolo e mai rotunjit sus. Deci bănuiesc că ceva de genul. Bun. Bun, arată tentativă de scaun. Da, în fine, ce vă mai sugerez, nu folosiți Blender-ul pentru design de produs. Deci dacă vreți să folosiți Blender-ul kit numai cât să vă exprimați o idee sau să arătați un concept sau ceva de genul, construcția în Blender e foarte easy peasy. Problema e că nu-i concretă, nu poți construi la milimetri. Gen, dacă vrei după aia să mergi mai departe cu proiectul, în sensul că vrei să faci un desen tehnic sau ceva. Nu, pentru chestii de genul, eu vă recomand, de exemplu, Rhino, ce-l folosesc eu personal. Am făcut și greșeala de a lucra prima oară în Blender și după aia în Rhino.
Nu, folosiți Blender cât să vă exprimați o idee sau ceva de genul și dacă vreți să o construiți 3D, pentru că ideea e bună și merită să-ți bați capul cu ea, după aia o reconstruiți de la zero în Rhino. O să vă fac și un tutorial de Rhino dacă vreți, dar momentan hai să vedem ce știe compotul ăsta de Blender. Bun, mai departe, hai să facem spătarul, apăsăm Shift A, Mesh, Plane și avem iarăși plane-ul nostru drăguț, cel de toate zilele. Tab, G, o aducem chiar un picuț mai încoace și din câte văd, hai să-i dăm mirror de acum, mirror cu clipping și hai să se pupe așa între ele, bun. Și dăm chiar și un scale. Bun. Și hai din perspectiva asta să-i dăm un pic de unghi. Ceva de genul, mi se pare că e și în poză. Un unghi. Relativ ceva de genul. Bun, hai să continuăm. Apăsăm 2, selectăm edge-ul ăsta de aici și continuăm să dăm curbura la spătar. Ceva de genul, bănuiesc. Ceva de genul. Nu, mai tare. Selectăm edge-ul ăsta, Y. Dacă facem curbură. Păi nu facem noi curbură. Cum să nu facem noi curbură dacă facem curbură? Ok. Mai. Apoi facem mai. Nici o problemă. Hai ca așa. Așa. Și așa. Păi avem acum cu curbură la spătar de... Dacă ăsta nu-i scaun, nu știu ce-i. Sau să exagerăm încă un pic? Hai că exagerăm încă un pic. De dragul tutorialului ăsta. Opa. De ce sunt atât de incapabil să selectez un edge acum? E și foarte târziu. Și o să regret că am început să fac tutorialul ăsta și că nu m-am culcat, dar aia e. Hai că arată ok. Bun. Acum selectăm iarăși tot. Și îi dăm extrude, pentru că și spătarul ăsta are o anumită grosime. Am selectat tot cu A, apăsăm extrude și ne iese ceva de genul ăsta. Hai să ducem chiar un pic edge-ul ăsta mai înăuntru, să nu ne temă scaunul ăsta dacă ne punem în el. Bun. Și acum am apăsat iarăși Tab, să venim în Object Mode și Control 5 pentru Subdivision. Bun, avem un spătar cât de cât drăguț, numai că nu-i tare ok. De ce nu-i ok? Pentru că n-am dat bevel la edge-uri și au făcut subdivision-ul de capul ei. În fine, selectăm astea de aici, tot așa cu Shift A și oare dacă apăsăm acum Control B, ce ne face? Ne face de mândră minune. Nu ne face. Așa și la fel și pe partea asta din față cu Shift A. Să și vedem ce facem. Bun. Și Ctrl B din nou. Bun, hai că avem o tentativă de scaun, aș zice. Bun. Oricum, tutorialul ăsta e numai așa introductiv, pe repede înainte, cât să vă arăt cum funcționează Blender-ul. Și dacă o să vreți gen tutoriale mai serioase, un picuț, o să facem și de alea. Numai momentan vreau să vă cuprind într-un tutorial esențialul, gen chiar the top of the iceberg. Bun, acum următorul pas ce ar fi? Să-i dăm o textură la... Hai să-i zicem scaun. Bun. Ce facem acum? Cum dăm shading?
hai să dăm un pic de zoom out. Avem o variantă foarte simplă de a da shading la un obiect, adică selectăm de exemplu șezutul și apăsăm new. Bun, da, de aici putem schimba și să facem ce vrem cu ea, putem să o facem cât de metalică vrem, cât de reflectivă să fie, pe ăsta e cu roughness-ul 0, dar nou nu ne trebuie așa ceva. Ce ne trebuie nouă, în schimb, îi o textură de lemn. Cum facem o textură de lemn? Păi, varianta românului o descărcăm de pe net. Nu ne batem capul să facem acum, să generăm în Blender textură pe repede înainte. Bun, deci, venim la Add, Search și căutăm Image Texture. Eu mi-am descărcat deja una. Open. Și a mea e aici. Puteți să o salvați voi oriunde o vreți. E tot una. Ideea e să știți care e. Bun. Mai departe. Dacă acum tragem de la color la base color, le conectăm, o să avem o textură de lemn. Ta! Wow! Oh, magic! Da, bun, ideea e că, de exemplu, mie nu-mi convine faptul că lemnul ăsta e pe verticală și nu pe orizontală. Ce facem? Pe ce facem? Putem face în felul următor. Add, iarăși căutăm mapping. Și căutăm și texture. Opa, texture coordinate. Bun. De aici conectăm generated cu vector și vector cu vectorul de la textura de imagine. Și acum, de aici putem să controlăm toată textura asta. De exemplu, rotation Z. Bam. Hai să punem 90. Oh, nu. În fine. Hai să da de ce? Doamne. O să vă arăt și cum să faceți chestia asta să nu vă mai apară. Bun. E linia aia de mijloc, de exemplu, dacă aveți o textură care nu e generată sau ceva de genul. Bun. Dar acum avem textura asta de lemn pe scaun, dar poate noi vrem să avem lemnul ăla negru ca și în imaginea aia de referință. Deci aducem astea mai încoace. Add, search și căutăm color ramp. Și doar o lăsăm aici, îi dăm pur și simplu drop. Și de aici din color ramp putem selecta cât de neagră să fie materialul. Bun, hai, ceva de genul, o lăsăm așa, lăsăm așa. Aici puteți pune, puteți selecta în funcție de ce formă are corpul vostru. Hai să încercăm cu box, cum ne arată nouă cu box. Ne arăta groaznic cu box. Deci cred că o să o las pe flat, cel puțin pentru obiectul ăsta. Bun, și hai să continuăm, sau ne chinim cu boxul un pic. Hai să ne chinim cu boxul. Hai să setăm boxul. Ideea e că nu-i, gen, Blender nu e o știință exactă. Trebuie să experimentezi și să testezi și să vezi ce merge cu ce, ce nu merge. Și numai după o mie și una de teste o să-ți dai seama că bă, poate arată bine randarea, poate n-arată bine randarea, dar ideea e să testați tot timpul. Și dacă greșiți, nu vă speriați, cu atât mai bine. E foarte bine dacă greșiți, pentru că măcar învățați din greșeli. Bun. Și eu cred că pot să o las asta la 0. Exact ce ziceam și mai înainte. Nu? Așa și... Oare cu Z-ul? Nu, cu Z-ul, cu X-ul. Fără X. Așa, și hai să aducem mai... Opa, bune.
bune, bune, o lăsăm așa. Și după aia o să vă arăt și cum o să facem cu UV unwrapping și tot. Dar momentan pentru tutorialul ăsta easy peasy, dacă vreți să exerțați, e foarte bun. Hai să redenumim materialul ăsta, să scriem lemn negru. Bun. Și acum hai să-i și dăm o mică textură, pentru că zici că e înfoliat scaunul ăsta. Hai să creștem un pic roughness-ul. Ceva de genul. Și venim din nou. Hai să-i dăm un pic de denivelare. Add, search. Și căutăm bump. Bun. Asta e un bump map simplu, dar nu ne trebuie și un pic de noise în el. Deci căutăm noise texture. Și desigur, ca să putem controla și mai bine texturile astea, o să copiem texture coordinate-ul și mapping-ul de aici de sus. Deci le selectăm pur și simplu. Ctrl Q, Ctrl V, o să ne le aducă aici. Și iarăși, vector la vector. Și de la noi spunem fact. Și punem la height. Bun. Și normal la normal. Trebuie să ne iasă prima oară o chestie foarte oribilă. Dacă nu mă înșel. Da. Eu știu că nu așa arată un scaun. De aia mai lucrăm. Bun, hai să scădem un pic scale-ul. Sau nu, chiar îl mărim. Hai să-l mărim mai. Bun, detail-ul. Hai că ne interesează și detail-ul. Distance-ul, cred că foarte, foarte puțin. Strength-ul, așa. Și știu, zici că e ceva lemn de la importat din Fukushima, dar de aia e aici mapping-ul să ne ajute. Deci hai să punem toate pe 0 deocamdată. Și să ne jucăm aici cu scaling-ul. Adică dacă dăm pe X, o să ne le facă mult mai... Opa. Bun, și ăla e Z-ul, care Z-ul e, vai, de capul lui. Deci chiar un picuț cât să ne influențeze textura de la scaun. În fine. Next one. Repet, e un tutorial de asta pe fugă. Nu e nimic serios, e doar cât să vă arăt basic-ul de la programul ăsta. Bun, mai departe. De exemplu, acum să nu mai repetăm tot procesul ăsta, pentru că ar fi foarte absurd să repetăm tot procesul ăsta pentru fiecare obiect în parte. Putem da pur și simplu click pe unul, apăsăm aici și aici ne intră lista de materiale. Și putem apăsa materialul pe care vrem să îi dăm obiectului respectiv. De exemplu ăsta, click. La fel și aici, lemn negru și la fel și la spătar. Și avem un scaunaș, ceva de genul. Bun. Mai departe, animation. Nu intrăm în detalii la animation, vreau doar să vă arăt cum să faceți o simplă randare. Selectăm tot, aducem mai sus. Ia. Chiar aici. Opa, bun. Și acum apăsăm Shift A, Mesh Plane. Facem efectiv un environment de studio de asta foarte micuț. Hai să fie așa. Apăsăm tasta 2. Selectăm doar edge-urile astea și dăm extrude, adică extrude cu E și Z. Apăsăm E după aia Z. Bun. Apăsăm tasta 2.
cum am zis, apăsăm tasta 2, zici că la telecomunicații. Pentru mai multe informații, apăsați tasta 2. Bun, mai departe, după ce le-am selectat, apăsăm Ctrl B pentru Bevel. Și dăm un Bevel mare și crank it up. Adică cu scroll-ul. Bun. Ar trebui să avem ceva de genul ăsta. Mai departe, pentru materialitate, de ce vorbesc? E ora 12, e ok. Bun. Vocabularul meu pe ziua de azi s-a terminat de mult. Bun, putem veni aici. De aici avem un fel de material preview. Adică putem vedea materialul în sine, ceea ce am văzut și mai înainte, sau putem vedea un fel de preview la randare. Da, momentan, no, ce să vezi, că n-avem nicio lumină pusă, n-avem nici nimica. În fine, hai să rămânem pe material preview. Și aici doar simplu apăsăm new, hai să dăm un base color mai, chiar un picuț mai roz, nu mult, și roughness-ul îl creștem un pic. Bun. Mai departe, hai să punem render engine-ul pe Cycles, să vă explic care e faza cu astea. EView pentru Blender e mai mult, părerea mea, e doar părerea mea, fiecare folosește ceea ce vrea, cum e mai ușor, dar de exemplu Cycles-ul ăsta de aici îți face render mult mai realiste. În schimb, iView îți face renderi ok. De exemplu, la lucrarea mea de licență la facultate am folosit iView pentru animație și Cycles-ul le-am folosit doar pentru renderi gen planși de prezentare, whatever, cât să arete mai bine. Pentru că, de exemplu, în iView poate să-ți randeze un cadru într-un minut sau poate în 30 de secunde, cât timp în Cycles același cadru poate ți-l randează în 20 de minute, 30 de minute, dar doar pentru simplu fapt, pentru că Cycles-ul randează mult mai realist. Și o să vă arăt și despre ce e vorba. În momentul să lăsăm pe iView, cât să vedem ceea ce facem, Shift-A, Mesh, Light, și ne punem un Point Light. Bun, point light-ul ăla e foarte micuț. Nu face mai nimica. Hai să-i dăm un pic de putere. Venim aici jos și avem Object Data Properties. Exact back-ul, deci pe noi ne interesează numai back-ul acum. Îl aducem un pic mai încoace. Hai să creștem radius-ul. Și puterea. Pentru că beculețul ăsta e cam... Hai să lăsăm ceva de genul. Aducem poate chiar un picuț mai în spate. Oricum o să folosim vreo 2-3 lumini de genul. Bun, hai să-i dăm chiar o tentativă de galben la lumina asta. Chiar un picuț, un picuț de tot. Ceva de genul. Bun, hai să creștem luminositatea totuși încă un pic. Power, bun. Mai departe, acum să nu mai facem iarăși exact chestia asta, apăsăm copy-paste, adică Ctrl-C și Ctrl V. G, Y, aducem chiar un picuț mai așa. Și la fel și în față, Ctrl C, Ctrl V, aducem chiar un picuț mai în față. Deci ceva de genul, cât să avem doar 3 lumini. Mai departe, hai să copiem luminile astea. De fapt nu, copiem doar una. Ctrl C, Ctrl V și aducem pe partea opusă de scaun ceva de genul, luminozitatea la asta o să fie chiar picuț mai slăbuță și asta o să aibă o culoare un pic mai albăstruie, să fie mai arty, yay. Bun, nu-i bun, nu-i bun, pentru că ăsta ne-a rămas galben și nu prea, în fine, o facem pe asta mai albăstruie un pic. Asta ducem înapoi. Îi dăm și puterea.
că fără putere compotul ăsta e așa fără zeamă. Nu știu cum să vă zic. Și îl lăsăm pe albastru. Bun. Și puterea, cum am zis, mai micuță un pic. Bun. Și iarăși, 3. Control cu control. Și hai să le aducem pe astea chiar un picuț mai sus să nu influențeze scena chiar în halul ăla. Poate încă una. Ceva de genul. Ia să vedem în Cycles cum ar arăta. Doamne, ține pumnul să nu puște laptopul. Da, înțeleg că s-ar arăta mult mare, mult mai ok. Hai să-i dăm poate chiar puțină luminozitate mai mare, adică Shift A, și la Light selectăm Area Light. Aducem asta un pic mai sus, cu S îi dăm Scale. Ducem chiar mai sus și aici la Properties, hai să-i dăm, hai să o ducem un pic mai încoace. Deci cum am zis, cu G mutați și cu R dați rotate. Dar mie îmi trebuie pe Y un pic ceva de genă. Bun, hai să creștem un pic puterea. Să fie randarea totuși un pic mai luminoasă. Chiar așa tare, e prea de tot. Ceva de genul, bun. Și ce mai putem face, să n-avem randarea chiar atât de întunecată, putem crește luminozitatea la background. Pentru că background-ul nostru momentan e un fel de gri de la mai. Deci am venit apoi la shading, venim la world. Și aici putem crește strength-ul la world sau pur și simplu putem să mărim luminozitatea la world de aici. Bun. Mai departe, hai să revenim la animation și ne punem și o cameră. Camera o să ne ajute să vedem unghiul din care o să randeze blender-ul. Deci apăsăm Shift A și simplu camera. Bun. Hai să mărim un pic totuși camera asta, că nu o să o vedem. Z. Bun. Acum, de ce am preferat să vin la animation? Pentru că de aici la animation putem vedea și efectiv ce vede camera, de-aia avem împărțit pe două ecrane. De exemplu, aici, în partea asta, opa, dacă apăsăm 0, efectiv tasta 0, vedem ceea ce vede camera. Noi vrem să facem o randare la tot scaunul, nu numai la un sfert, adică nu numai la spătar. Deci, mutăm camera un pic mai așa și hai să rotim. R, X, apăsăm X de două ori. Bun. Și hai să scădem focal length-ul. Am observat că foarte multă lume, mai ales la și la design de interior și la strict fotografii de produs, folosesc un focal length de 32. Nu știu, nu-mi dau seama de ce, dar chiar funcționează și mi se pare că e niște render chiar super ok. Hai să mutăm chiar un picuț mai jos. Poate mutăm chiar și mai în așa. Ia, ceva de genul. Bun, hai să intrăm înapoi în Cycles. Și ta-da! Avem un scaun. Bun. Acum ce ne mai rămâne îi să apăsăm tastatura magică și să ne rugăm că nu ne decolează laptopul. Apăsăm F12. Și tada, 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 începe să ne fac, apropo, apropo, apropo.
Nu apăsăm F12 încă. De ce nu apăsăm F12 încă? Pentru că dacă apăsăm acum F12, o să ne iasă exact chestia asta ce o vedem în stânga. În sensul că o să avem o grămadă de pixeli în toată poza. Și mai ales acum blenderul ăsta nou are o funcție de denoising. Deci venim aici, chiar în dreapta de tot, avem denoising și render. Că vrem să vedem numai, adică dacă vrem să vedem și în viewport, nu, lăsăm din noi zimul pentru rendering. Avem NLM sau OptX, dacă aveți, cred că numai Nvidia. Dar eu de obicei folosesc OpenImage Denoise și funcționează chiar foarte ok. În fine, și după ce am selectat toate astea, hai să ne mai scădem un pic din timpul de randare, Light Paths. Și aici putem să lăsăm, de exemplu, un 5. Pentru că oricum nu avem tare multe chestii. Caustics, iarăși, nu ne trebuie deloc, nu avem sticlă, nu avem nimica. Și cam atât. Acum, bine, și la performance putem să mai, de exemplu, dacă folosim aici GPU Compute, pentru GPU Compute e ok să măriți tile-urile astea un pic. Hai să le mărim la un 80 pe 80. Chit că și astea sunt micuțe, dar în fine. Bun, la output, adică asta de aici, pot să eu personal să scad acum rezoluția, pentru că nu vreau să îmi dureze o grămadă să-mi randeze imaginea, dar în schimb voi puteți să puneți și orice rezoluție vreți, doar căutați pe Google, de exemplu, 4K resolution în pixel sau 8K resolution, în fine, ales niște rezoluții foarte mari și o să vă ia o grămadă de timp. Bun, după ce am selectat toate chestiile astea, putem să-i dăm foarte bine F12. Și cam așa randează Blender-ul. Da, bine, eu nu o să aștept atâta, dar după ce vă termină randarea, aveți simplu, veniți aici la Image și după ce termina tot, dați pe Save As și salvați unde vreți voi. Momentan mie îmi randează. Dar, în fine, cred că asta ar fi tot cu tutorialul ăsta, așa pe repede înainte. Eu sper că v-a ajutat mult. Sper că ați înțeles cât de cât care e faza cu Blender-ul. Sper că ați ajuns până aici. Dacă n-ați ajuns aici, sper că v-ați uitat numai la partea care vă interesează și care considerați voi că vă ajută. Da. Chestiile de YouTuber, like, share, subscribe, follow, vă las și linkul de PayPal și linkul de Twitch. Chiar o să vă las și linkul de Twitch, dacă aveți chef să intrați din când în când la o Caterinca, Caterinca, știu că Caterinca, nu, am zis-o la bulă. Da, în fine, ideea generală e că sper că v-a ajutat tutorialul ăsta, o să facem unul și mai serios dacă o să meargă ok clipul ăsta. Și cam atât ar fi pentru astăzi. Mersi din nou și parcă ne auzim data viitoare. Până atunci, nu uitați, like, share, follow, subscribe. În fine, ne auzim. Pa!